salvat. Adevărat. Începem ședința Consiliului Local în Valeseacă. Urându-vă bun venit și cu rugămintea să fim cât mai operativi în această ședință și să ne scriem la cuvânt și în mod respectuos vă spun să această ședință să aibă un scop de să atingă scopul și să nu fie cu interpelări unul peste altul sau să apară urât pe el. Poftim, domnul primar. Aveți ceva? Mai aveți un material dumneavoastră? Dar n-am un material. Așteptăm un pic. Acum, ăsta de la APA Vitalo sunt primit. E vorba de un cuplățit. DC-126, care trebuie să dăm un aviz. Cuplățica aia e prinsă la contractul cu Pașcani. Și aici e doar chestia. Dar sunt de aia exact ca să nu fie probleme și după aia fi comentarii. Și ați vrea să suplimentați oameni aia de zi cumva? E alt contract. Contractul de lucrări 12 cu ASA 10. Ah, cuplățic de prin ASA. S-a dorit de fapt. Să cere aprobarea Consiliului Local. Ar trebui să dăm un aviz. Noi punem. I-am spus, băi, dă-mi bucățica, exact. Și care-i bucățica? Dă-mi bucățica. În colț, în capăt. Deci, asta nu-i bucățica. Unde-i bucățica aia diferent? E 126, probabil, cum cobor de la deștierge. De la biserică, peste la vale, da. Din partea dreaptă, nu? Partea... Deci, până la gard, ea noastră. Până la gardul oameni. Da. Și de acolo e... Deci, ca să... Așa cred eu. Sigur, se referă la bucata și la tot. Da, da, da. Da, da, da. Trimit mai mult. Bine. Exact, exact. Domnul primar. Spune exact cât în domnul primar. Eu... Da. Tot drumul, două. Eu bucățica aia strabic la noi. Am fost primar. Eu bucățica aia strabic la noi. Cu inventarul comunii. Și vreau un mod de registrare și un anulat înapoi. Stai să-și am ședință, că nu ești... Dacă un mărțin Hristos a înviat, a să începe... Cu actile administrative pe care nu am dat și copii la actul anterior. Să scoată, că să cunoaște. Au început să o deschis, să o deschis prezentă. Să lasă, pentru că poate îi răspunde. Bine, putem începe? Deci o să vreau și număr de registrare inițial și un anulat înapoi. Domnul Băgeanu, putem începe? Se convocă Consiliul Local al Comunei Valeseacă, județul Iași, în ședința ordinară din 29.04.2022, la orele 9, în sediul primăriei Comunei Valeseacă, județul Iași, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind de implementarea proiectului cu titlul amenajare parcuri de joacă în Comuna Valeseacă, județul Iași. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind nomenclatorul stradal al Comunei Valeseacă, județul Iași. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru achiziționarea de vehicule nepoluante în Comuna Valeseacă, județul Iași. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind consolidarea unei zone cu grad ridicat de alunecare a terenului ce pune în pericol 8 case de locuit din satul Topiri. Și proiectul numărul 8, dacă aprobați, ce a cerut domnul primar? Privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020, a terenului pentru construcția, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestea. Da, cred că se referă aici, se referă la topirii pe partea dreaptă de iluminare. Pe partea dreaptă, pe partea stângă, cum mergem spre dreapta. De dreapta cum se coboară, e vorba de strada lor, strada care a fost trecută la Pașcani înainte de 89 și după 89. E trecută și locuitorii trecut la Pașcani. Locuitorii trecut la Pașcani. Despre ce e vorba? Strada este a noastră, asfaltul este al nostru.
Iar de la gard, asfaltul și zona. Iar de la gard, curțile, sunt trecute la Pașcani, ceva cam... Noi o să încercăm. Am încercat eu, dar nu s-a putut cu nouă semnă, vă câțiva consecvent, dar că, cred că cu acordul sau cu un proiect de hotărâri a consilierilor, s-ar putea trece înapoi totuși partea stângă la Comuna Valeseacă, datorită faptului că acești cetățeni toate utilitățile au de la noi din Comuna Valeseacă, iar banii pe impozite și taxe îi plătesc la Pașca. Da, ei doresc. Cred că despre asta este vorba. Dacă aprobați ordinea de zi în felul care am... Suplimentarea proiectului. Dacă suntem de acord, dacă cu... suntem de acord cu suplimentarea proiectului cineva împotriva, se abține cineva în totalitate. Totul la urmă. Trecem la... Nu. Ordine trebuie să aprobăm mai întâi procesul de... Ordine de zi. Trecem să spunem la vot ordine de zi. Cu tot cu proiectul ăsta. Cu totul cu acest proiect. Și... Da. Ordine de zi. Cine, dacă sunteți de acord pentru ordinele de zi... Tot. Și acum procesul. Supunem acum mai întâi procesul verbal... Din 30.03.2020. Cine este pentru? Trebuie să întrebați dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții. Nu, auziți că nu sunt discuții. Atunci, deci, nu sunt pentru? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Dacă se doresc și un motiv pentru care am votat împotrivă, nu o să se vă. Nu vrei eu să spun un motiv. Deci, în legătură cu procesul verbal, domnul secretar care a întocmit procesul verbal, nu a trecut discuțiile motamu, deci cum au fost real, în legătură cu problema care a ridicat-o eu, în legătură cu terenul, rezerva care reprezintă rezerva primăriei, uzul capiunii. Deci aici m-a și mințit și nici nu a trecut în procesul verbal și am ridicat eu tot. Din cauza asta, astăzi voi avea din nou voi ridica problema aceasta ca să vedem unde e adevărul. Uzul capiunii hotărăște la persoana care face nu, domnule Băiețean, eu știu cum sunt în aceeași comisie și mi-a arătat, e vorba despre altceva, e vorba despre un alt care trebuia să-l prezinte în ședința de Consiliu, care l-a cerut de la primărie și probabil l-a omis domnul secretar să-l pui și în procesul verbal. Și-o mai omis domnul secretar și s-o cerut și nu notă nimic trecut
Deci asta ca să fie motivație la votul pe care l-am dat împotrivă. Știu că toate procesele care au fost judecate luni au fost câștigate de persoanele respective. Da, domnul Băcean, dar este disfuncționalitate. Semnează primarul pentru Consiliul Local. Ar trebui să semnezi Comisia de Fond Funciar. Una, a doilea, mi-a explicat pe data trecută domnul secretar că terenul trebuie să fie la proprietar, să-l deține 30 de ani. 20 de ani. Dacă nu mai este nimic... La care dânsul trebuie să plătească impozit pe terenul ăla, să fie plătit impozit pe terenul respectiv. Și atunci am să face o cerere a primării, mă rog, o documentație prin care se trece. Ei, terenul despre care vorbesc eu, proprietarul respectiv a avut un proces, domnul Secăreanu a făcut o schiță pe care o am aici, dar cred că e important, ar fi... Da, ar fi bine să o punem în discuție. Da, aici. Scrie clar în schița făcută de domnul Secăreanu, undeva între respectivul proprietar și celălalt proprietar este 325 de metri, care scrie aici Consiliul Local. Aici, într-o latură. În altă latură, aproape la 90 grade, scrie iar Consiliul Local 244 de metri pătrați. Iar această schiță e făcută în 2012 și, dacă numărăm bine, sunt vreo 10 ani de atunci. Nu sunt nici 20, nici 30. Cum i s-au făcut actii la persoana respectivă pe terenul în cauză? Scuzați-mă, pot interveni? Da. Să pune problema că nu au trecut acei ani conform legii ca să intre în incidența acestui articol din Codul Civil, uzul captiunii. Și totuși s-au făcut. Adică în baza uzul captiunii li s-au făcut. Dar în baza documentelor trimise de aici, judecătorie e hotărâre. Documentele care știu noi ce de la timp că nu știi patrimoniul și nu știi ce contract s-a făcut. Eu mai am două hotărâri din anul 2015 și 2020. Într-unul spune că are 5,41 hectare în Catar, în Ciurgău, și în altul spune din 2020 că s-au făcut 3,2 hectare în Ciurgău. Da, în 2015 spune că 55 de hectare la șesul mare, în 2020 s-au făcut 56,42 de hectare. S-au mărit. Tot în posesie s-au pus sau s-au luat din posesie? S-au luat, da. S-au luat. Deci, da, s-au mai pus în posesie. Dar când crește tot în posesie? Sunt niște hotărâri care nu se pupă una cu alta. Mai mult decât atât. Noi am putea să solicităm toate actele administrative prin care s-au făcut trecerea dintr-o proprietate în altă proprietate. Da. Să vedem și noi. Noi cum n-am primit nici patrimoniu, nici măcar actul administrativ prin care s-au încheiat niște contracte care sunt în derulare, întrebarea este ce facem? Să face la primărie ce se vrea. Deci, domnul trece primar, cum vrea, fac cum vrea, actele le dau la judecătorii cum vor ei. Știți care e o mare problemă. Problema e așa, cum spus. S-au făcut multe contracte de concesiune pe 49, pe 100 de ani, între primărie, adică patrimoniul public-privat al primăriei, terenuri, intravilan, da, concesionate unor persoane fizice care au și construit și care acum se bat cu capul de tăți pereții că nu reușesc nici măcar să-și facă un document pentru că li s-o dat fără niciun act. În spate sunt... Un contract de concesiuni, dar care nu are în spate nicio documentație ca el să ducă mai departe. Adică nu se poate folosi de acel contract. Doi la mână. Noi asta spunem. Nu mai semnați, domnul primar, cum s-au întâmplat și până acum contracte de concesiuni până în urmă. Știți cum spune legea despre un contract de concesiuni? Dacă concesionați o bucățică care ia Consiliul Local, că spune acolo, autoritate publică locală, Consiliul Local, veniți, domnule, cu el, cu bucățica aceea de pământ. Nu trebuie să devină în continuare o afacere internă aici, între anumiți cetățeni, că ei acum întâmpinând probleme, încep să spună cum s-a întâmplat, cum i s-a dat, cine i-a dat, cum au fost câteodată chiar racolat,
casă și îi să propună, uite, nu vrei, n-ai pe ce să-ți faci casă, vin noi să-ți dăm noi. Dar să știți că în Consiliul Local nu a fost niciun proiect de hotărâre în ultimii ani în care să fie trecută ideea asta de contract de concesiune. E o practică, pe puțin spus, nelegală care se întâmplă aici și bănuiesc că nu aveți, sunteți din parte din informațiile. Deci un proiect de hotărâre, păi, dar dumneavoastră aveți scuzați. Cum se arată forma unui contract? Domnule, cum se arată forma? Cum se arată forma și primul tocmai astăzi semnat? Nu, cum se arată forma? Să vii cu contractul de concesiune aici, în Consiliul Local. Eu vă întrerup, cred că domnișoara juristă ar putea să ne spună cum ar trebui să arate o hotărâre din Consiliul Local care, prin care se concesionează, se închiriază sau să arendează terenurile, că în codul administrativ scrie chestiunea asta. Deci nu trebuie noi să ne întrebăm aici, după ureche, cum se face o hotărâre de Consiliu Local. Sau care sunt procedurile legale prin care se poate închiria, se poate face un contract de închiriere, se poate face un contract de concesiune. Credeți-mă, există în codul administrativ. Știu, eu zic că la vremea respectivă... Dacă nu le aveți, vi le dau eu. Un HCL, nu se puteau... Da, nu, noi, eu consilier două mandate, a treia. N-am și votat, n-am fost niciun contract de concesiuni. Domnul primar, am aici un document care se găsește și la prefectură, eliberat de Oatei Valeseacă, și spune planul de amenajament pastoral s-a folosit ca plan de bază. Planul cadastral. Planul cadastral la Oatei Valeseacă a fost utilizat pentru întocmirea amenajamentului. Aceste informații se găsesc în tabelul de mai jos. Și spune așa. Hai ca să începem cu cei mai important. Cu Catargiu. Cu Catargiu, pentru că la Catargiu știți că ultimul proiect hotărâre care a fost făcut anul ăsta cu pajiștile arăta 3,2 hectare. Uitați că aici spune de 5,41 de hectare. Unde e diferența? Să zice. Dacă luăm din 2014, eu am acasă toate proiectele de hotărâri și avem tot 103 hectare, 103,6 hectare. Deci, și anul ăsta, când s-a prezentat așa, și în 2014-2015, îl am și pe ăla tot cu 103,6 hectare. Dacă o scăzut cumva s-o dat, deci văd că nu s-o scăzut, nu știm cui s-o dat, sub ce formă s-o dat, prin Consiliul Local nu a trecut, deci noi nu avem cunoștință de a fi înstrăinat vreo suprafață de teren. Concesionată, sub orice formă, trebuie să treacă prin Consiliul Local. Ei, uitați că aceeași suprafață de teren se regăsește și în 2014 și în 2022. Dar ca suprafață de teren în Ciurgău, la ultima dată când s-a prezentat pe proiect de hotărâre în 2022, figurează 3,2 hectare, da? Ei, 2,2 hectare au dispărut. Dar ca suprafață totală pe Comuna Valeseacă, au rămas. De unde nu s-au scăzut? S-a luat, unii cum s-au umflat, s-au... Da, nu s-au scăzut și nu s-au trecut în viață. Domnul Tema, ca idee, unii s-au umblat, ca idee, da, o idee. Unde s-o pus în posesie și cui s-o dat, eu n-am pus în posesie pe nimeni și n-am dat la nimeni, cât am fost în mandatul meu să vă spun de star. Doi, ce să scade și acolo, zice bine la prefectură, că e vorba de pajiști. La mai scade, o să trebuiască să nu că scadeți. Nu mai este pajiști, este pădurii, partea Ciurgăului, partea Creu, e registrată ca pădure. E registrată ca pădure și e scăzută, dar rămâne pe total. Iar pe dealul Crespi sau Stoice, cum ne-au... Nu, pe dealul... Nu, e șnicul, nu spui cum ai spus. Pe dealul Stoice, ca șnicul, e la Paștani. Iar de la dealul Stoice, trebuie văzut de ce o scăzut din 2014, fiindcă acum apea poate să scadă partea care nu se poate pășuna și nu mai trecut o
Îi rămâne ca total, dar nu poate fi prevăzută la APIA ca să poți să iei subvenții. Dar acolo este o problemă care trebuie, până la urmă... Da, să fim obiectivi, acolo nu au fost inundații, nu au fost... Ce e pantă, nu se mai dă, probabil de asta, a rămas totalul, dar să scade zona și degradată. Este zona exact. Degradată. Adică nu se ia subvenții... Paște, animale, da. Și nu putea să specifice acolo? Probabil, dar eu vă spun ce... Doamne, acolo nu oferim, domnul președinte, acolo nu oferim modificări, ca să fim... Nu, suprafața de asta rămâne totală. Deci nu au fost calamități naturale, sub nicio formă, în ultima perioadă, nu au fost cutremure, nu au fost inundații, nu au fost... Acolo nu avea ce modificări. Iar acolo mai este, încă o porțiune de teren, să vedem cum s-a elucidat. Cum administrează Pașcani? Cum administrează Pașcani o suprafață de teren... De la Valeseacu. Asta este, sigur. Domnul primar, da. Sau domnul președinte de ședință, da. Sau amândoi, da. Există prin lege procedura prin care putem intra în posesia acelui teren. Nu, vă spun. Dacă nu a fost, un schimb, da. Tocmai de asta. Și atunci cum să administreze, să plătească când terenul este a nostru? Nu, te-ai văzut dacă există un act de un schimb. S-a făcut schimb? Da. Atâta timp cât am fost eu de la... Ultima grănuițuire, atunci s-au tras linii când s-au dat pe pășune. Da, și de-a făcut acum am făcut asta. Păi, dar aveți aparat specialitate, care are vechime aici. Ar trebui să știi. Acum putem să rugăm pe fostul primar, domnul Miron, să vină în cadrul unei ședințe de Consiliu, să ne spună cum a făcut schimbul. Schimbul s-a făcut, dar nu s-au mai făcut documente. Dacă nu s-au făcut documente, înseamnă că suntem proprietari. Înseamnă că nu-i schimb făcut. Ce de fapt? Ce de fapt? Așa trebuie să fie. Și atunci trebuie revendicat prin Consiliul Județean. Nu, adresă către Pașcani. Da? În primul rând, după care, adresă către Consiliul Județean, dacă nu, după aia, dar... Deci, în primul rând, nu adresă... Dar nici nu trebuie dat în judecată. Atâta timp cât nu s-au făcut documentul, ești proprietar. Ești proprietar? Să știți că nu degeaba am cerut inventarul. De ce? Eu mă gândesc, în momentul când au făcut atunci schimbul, nu cu certitudine, ei ar trebui să ne dea terenul de sub biserică și cimitirul de la Toamnă. Ți-a aduce aminte? Ți-a aduce aminte? Câte ori s-a cerut inventarul? Un inventar prin 78, care era a Comunei Valeseacă. Sub ce formă trecut la Pașcani? A făcut, nu știu dacă e hotărâri, cred că e schimbul ăsta care v-am spus înainte de azi. Domnul președinte, mai am o problemă care vreau să urce repede să așa. Eu am o nelămurire în legătură cu 5-6 proprietari aia care au închiriat au închiriat terenul de la Han, de la Consești, dacă ei plătesc impozit la terenul de la Han. Arendă. Da. Dacă este o situație, domnul primar, dumneavoastră știți, este o situație cu... Cereți pentru următoarea ședință să aducă contractele cu sumele care trebuie da, să menționați în procesul verbal. Nu le aduci niciodată. Da, sunt 6 persoane. Uitați, domnul primar, deci aici e documentul prin care suprafața de 1,92 hectare e afacere. Nu. Da, sigur e afacere, cred. Sigur e o afacere a cuiva, așa? Da. Deci 1,92 hectare. Asta e din ce an? Aveți idee, domnul președinte? Din 2012, cred că, sau 2010. Oricum, atunci, sigur, s-au făcut contracte, am depistat toate suprafețele. Iar în 2020 era 1,50 hectare. Dar motivul pentru care eu am ridicat problema asta, pentru că noi am avut la vreo două ședințe, am ridicat problema și eu și alți colegi în legătură cu un eventual sau parc fotovoltaic. Uitați, deci dacă punem aici 2 hectare cu așa
panouri fotovoltaice, să obține curent care toate instituțiile... Hai să vezi și contractul. Instituțiile, mă refer la școli, primării, dispensare. Așa, să asigură curentul pentru... Așa, mai este încă o suprafață care este în șes. S-ar mai putea face și acolo și ar fi... Comuna ar putea să câștige foarte mult decât prin închiriere, mai mult câștigă printr-un parc fotovoltaic, se câștigă mult mai mult. Și are și infrastructură, da. Stradă... Exact, acolo, da. Eu l-am proiectat dinainte. Eu aici am alte propuneri. Am niște tineri care trebuie să aibă și ei o casă. Îi aveți dumneavoastră, nu? Da, dar mai sunt și alte locuri, nu te neam strategici. La Lugura Aurii, patru. La concert, nu? Da, la concert. Crezi, Matali, că vin aia la concert? Eu cred că îți duc la Tătăruș, dar nu ești sigur. Ei mai întrebat dacă mai vor? La Tătăruș, că te neam aici. Domnul primar, dacă acum nu valorificăm timpul, să știți că foarte multe comuni se mișcă, dar se mișcă într-un vid foarte alert în legătură cu parcurile fotovoltaice și pentru că au de câștigat. Dacă aici la primăria Valisacă se doarme, să știți că o să dormim în veci. Trebuie de făcut ceva, domnule, trebuie de făcut ceva ca să în comuna asta să o ridicăm un pic. Nu, eu am făcut, vii după ședință, ca să vezi ce-a făcut. Cum am demarat treaba? Dar ce ai făcut? Bine, rămâne după aceea. Așa se rămâne după aceea. Bine, putea trece la următorul punct pe ordinea de zi? Nu, supunem la vot primul punct de pe ordinea de zi. Da, suntem de acord. Cu primul punct. Da. Împotrivă să abține cineva la punctul? Supunem la vot punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Nu, cred că punem la discuție prima dată, nu după aia. Să discuți, da. Am înțeles cu domnul Florescu, reprezentant. Domnul președinte, cred că ceva n-a spune. Primul proiect e ceva cu amenajări parcuri. Da. Am supus la vot. Da, dar am vorbit ceva de parcuri. Vorbește acum, da. Poți vorbi. Da, s-a spus la vot. Da, s-a votat deja. Ileanu, poți să nu ești de acord cu primul. Deci la primul proiect, eu vreau să ridic... Spuneți, vorbiți. Domnul primar. Da. Din proiect văd că cheltuielile neeligibile se ridică la aproximativ 5.500 de euro. Da. Aproximativ. Da. Spune acolo că timp de 5 ani de zile trebuie să asiguri mentenanța, să prevadă bani pentru mentenanță. Ce reprezintă mentenanța anuală și în ce constă? Deci noi trebuie să întreținem jucării. Și cât costă și cu ce firmă faceți contractul? Și o mentenanță se face cu o firmă privată, da. Se face cu firma care le montează. Firma de cei care... Aveți știință de ce costuri reprezintă acea mentenanță? Deci firma care aduce jucării, deci dă și o garanție. Și în contract cu... Dacă dă garanție, face... da, de 5 ani? De 5 ani sau... Și dacă dă garanție, de ce mai trebuie mentenanță? Trebuie de obicei să faci tot cu firma din extra garanție, extra. Eu n-am înțeles. Garanția reprezintă serviciul efectuat timp de 5 ani la acele echipamente. Da. Ce reprezintă mentenanța, că trebuie să asigurăm niște bani? Păi, menținem mentenanța ce înseamnă? Le menținem în funcție. Nu, dar garanția ce face? Nu, doamna consilier. Deci, noi avem un contract, cumpărăm niște jucării. Jucăriile alea merg într-un mod normal, un anumit timp, 5 ani de zile, sunt garantate. Dar dacă de la Valeseacă colegul sau de la Topile vine și rupi scaunul, trebuie să-l schimbi, da? Schimbatul ăsta nu mai intră în garanții. Trebuie mentenanță. Noi ne obligăm prin proiectul ăsta să asigurăm mentenanță. Oare este convenabil? Depinde de asta, v-am întrebat ce costuri reprezintă și ce înseamnă mentenanță. Să vedeți, să vedeți dacă este mai convenabil de a face reparațiile. Din fonduri europene, prin AFIR,
cum îi pun lui scăbator, cum ești sărărița. Vai, trebuia să nu o comeniți de el. 5 ani de zile. Da. Domnul primar, doamna Chiril, atât garanție că și mentenanța o face firma care le aduce. Autorizat. Dar dacă firma care le aduce și aveți niște costuri aici și niște prețuri, da, ar trebui să știți și cât înseamnă mentenanța anuală. Și eu asta vă întreba. În momentul când... Deci noi votăm ceva ce nu știm. Nu. Deci dumneavoastră e că votați. Păi implementarea proiectului. Așa. Și contractul de mentenanță îl faceți dumneavoastră, nu? Da. Contractul de mentenanță, da, îl fac. A, pe prostia noastră. Nu. Acum, dar toate contractele de mentenanță le-ați făcut separat, noi am votat ideea de mentenanță, pe urmă ați făcut contractul. Pe asta ne găuritul ăsta de bani, prejudiciul ăsta care permanent pentru contractul de mentenanță, domnul primar, ascultați-mă, un contract de mentenanță poți fi 1.000 de euro sau poți fi 10.000 de euro. Aici e problema la noi. Că în loc de 1.000 de euro să fac contracte de 10.000 de euro. Că de fapt asta e și scopul. De a da tot felul de contracte unor căpușe, unor sinecuri de partid. Ei, nu. Dar la Burdo Excavator ne-ați mai adus contracte de mentenanță? Cât și cum? Ca să pomenit el. Păi nu, asta ați făcut o evaluare. Domnul, garanție. Ne asta ați fost nici primar și domnul Băiceanu a fost primar. Când ați achiziționat, când votat afirul, ați votat galul, Burdo Excavatorul ăla, l-ați plătit în votat. Se spune clar. Noi trebuie să asigurăm mentenanța. Doamne, ideea am înțeles-o. Noi cheltuim bani. La câți bani? Păi la câți bani? La cât o fi necesar. Dacă scaunul îi rup de tot, eu o valoare... Un contract de mentenanță... Ascultați-mă. Un contract de mentenanță are două aspecte. Un contract de mentenanță și nici nu știi... Domnul primar, un contract de mentenanță are două aspecte. Una, orice pagă care apare acolo la jucăriile alea, normal că trebuie înlocuită și costă o sumă. Dar pe lângă asta, se plătește și un fel de mentenanță, asta e ca un abonament, domnul. Nu. Ba așa e, domnul. Ba așa e, domnul. Plătești un fel de abonament, dar după ceea ce faci, nu e adevărat. Dar și de la Burdo Excavator cum a fost? Bine, dar cum ești la Burdo Excavator? Ia să-mi s-o făcut amagă de domnul Florescu. Astea materiale, asta e manovra, asta e valoare. Da, pentru că Burdo Excavator ca ăsta costa vreo 70.000 de euro, vi l-a dat galul cu 96.000 de euro, primarul și viceprimarul au luat undeva la 24.000 de euro pe fonduri europene, 25 sporul ăla, 20% din salar, ați plătit mentenanță de două ori câte 5.000 de euro, s-au ajuns la niște scoruri, de-l luam cu 70.000 de euro dacă eram vrednici, așa s-a ajuns la 140.000 de euro. Deci unii dădeți 75.000 de euro din Consiliul Local. Păi nu, dacă eram băieți de știință. Știa? La Uniunea Europeană. Păi nu, dar prin gal o costat atât. Că dacă luați prin Uniunea Europeană direct, prin fonduri direct de la ADR Nord-Est, îl luați cu 72.000 de euro, nu cu 96. Galul vi l-a dat cu 96. Bine, și cine îți dă de garanție că ați fost să iei 72 direct? Cine știe să facă proiectul ăla? Cine știe să facă proiectul ăla? Cine știe să facă proiectul ăla? Hai să nu mai aruncă un noroi. Dar n-arunc un noroi. Dai voi ca să vorbim prostii. Deci contractul de mentenanță va fi un alt proiect de hotărâri. Să nu sperăm. E adevărat, domnul Radu, se vor face fără proiecte de hotărâri. Eu am solicitat de anul trecut ca orice contract să fie... La Burdo Excavator nu a fost alt proiect de hotărâri. Faceți luna viitoare un proiect de hotărâri. Să vedem mentenanța. Să vedem mentenanța. Mentenanța asta trebuie să ai 5 profile. Zi cât costă, domnul. Dar unde vor fi parcurile astea? Ce mai mintea? Haideți să aprobăm proiectul cu specificația în momentul când se face mentenanță să vină să treacă prin Consiliu. De acord? Da. Notați acolo, tu e vorba. Hai să avem răbdare. Ea nu s-a aprobat procesul verbal și ea vă spune că nici Roma nu. Suntem de acord cu mențiunea. Cu mențiunea, da. Că acest contract de mentenanță pentru acest... Da, contract de mentenanță. O parcă din curtea școlilor. Exact. După aprobarea Consiliului Local. Da? Se trece prin Consiliul Local. Ei, eu vreau să fac să pun încă o dată punctul pe ei. Țineți minte, contractul de mentenanță pentru aceste obiecte care se vor lua. Dacă o să vi se aduc la vot, atunci să spuneți, uite domnule, s-o adus. Eu vă spun că nu se aduce la vot, garantat. După două, trei ședințe deja se uită. Dar țineți minte. Dacă nu se aduce la vot, înseamnă că nu se va face contract de mentenanță. Și gata. Și dacă cei îmi spui că nu s-au făcut și-l ți-ai ascuns. Și-l faci, ai dat și soluția. Dacă
Da, da, te-am înțeles. Deci nu se va face contract de mentenanță, ca să știți, de asta nu s-a dus la urmă. Nu, nu chiar dacă e la urmă. Da, da, asta. Hai, lucrăm pe ce documentele. Da, da. Am specificat, s-am notificat. Cine este Pedro? Mai o dată, da. Toată lumea. Dar vreau să mă dau și un pot. Trebuie să ajungă cineva din. Se trece la proiectul numărul 2 de ordinea de zi. Scuze. Dacă vă înscriți la cuvânt la proiectul numărul 2 privind nomenclatorul standard. Hai să ne spună domnul viceprimar să ne-o dată leacă. Domnul primar, mai întâi ce s-a trimis înapoi, că știți foarte bine. S-au trimis înapoi, s-au dat două avizuri. Eu am referat care l-am spus. Așa. Aviz. Este un aviz favorabil. Așa. Pentru unii denumiri și pentru alții denumiri. La, la nefavorabil, puteți să ne explicați de ce? Domnule, așa au hotărât comisia. Nu, știi, e mai bine nici prima. Ce comisie din eraldică. Da. Și acolo sunt unesc istorici și chiar și multicolori. Dar vorbește pentru toată lumea, domnule. Pentru toată lumea. Haideți să ascultăm un pic situația. La nivelul prefecturii Iași, care este formată din specialități care, la nivel de cultură, dau niște aprobări privind denumirea străzilor. În ce privește nomenclatorul stradal la noi, deci noi dacă am pus strada principală la Valea Seacă, și am pus-o și la Conțel și la Topilii, judecându-se întâi Valea Seacă, că e comună, urma principală numai acel la noi fost. Am dat un exemplu. De exemplu, haideți să vă spun. Am pus acolo Constantin Ionescu, tipul Ionescu, cei din Topilă îl cunosc. Care tu ce puteți vorba că să-l cunoști. Dar dumneavoastră nu ați putut să vă duci ce suntem a făcut acolo? Nu participăm noi acolo. Domnul Rosimer, nu participăm noi acolo. Nu e așa, domnul Vici. Deci noi nu participăm așa. Așa cum a fost făcută de consilier, domnul la consilier și de să vă spun denumirea asta. Da, bună, asta, asta e bună, asta e ire. Așa trebuia să vă ziceți și cum o să... Deci, problema e în felul următor. Așa au făcut alții. Nu știu cum au făcut alții, dar dacă ei dispuneai atunci când ai votat, cred că știem și noi cum trebuia. Dar vă spun cum mi s-a spus și nou. Deci s-a fost respinsă. V-am dat un exemplu principal. Constantin Ticu Ionescu, l-am pus acolo, fost ministru al culturii care a fost. Dar în anul, acelea au fost rebeliunile legionare. Nu au avut voie să participe ca să fie denumit de stradă. Voie sau nevoie de strada asta? Că mi-ați avut o obiectivit de stradă. Domnule, de ce să întrebi? Acolo e comisii. Domnule consilier, rămâne atunci ori îl pupă, îl trece? Să-l trecem, acum facem. Ascultați-l. Are 5 ani. Doamne, facem amendament de acum, ce avem de făcut și trece acum. Cum să-l facem? Cât domnule e? Azi au de ani de zile, domnule. Acum să facem altceva. Îl aprobăm, rămânem cei din Topilii. Cei din Consiliul de Rămâne după aia să... completăm anexa. Corect. Cel mai bine așa. Domnul, să nu mai numai un pic vreau să... Eu vreau să zic două probleme. La Valea Seacă, din fericire, avem, avem doar un aviz nefavorabil la Valea Seacă. Restul sunt... Pentru că a fost strada Salstânilor la Topilii sau la Conțești, la Valea Seacă s-a admis, la Topilii nu s-a respins. Fiind de... La Valea Seacă a fost strada principală înainte? Da. Nu. Nu a fost, nu. La Topilii a fost tot timpul unii... Da, 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 la ei nu a aprobat... Dar noi nu avem, domnul Nici. Noi nu avem strada principală la Valea Seacă. Dacă vă uitați... Domnul președinte, hai să leacă de... Deci nu de asta s-o urmă. Concentrați-vă la ședință. Domnul Băieceanu, domnul... Dacă... Dacă nu vreți să-l aprobați, spuneți decât să vorbim mult și să nu... Cătălină. Ori îl aprobăm, rămânem după și îl vorbim. Domnul președinte, vreau să mai spun, vreau să mai spun două lucruri. Vreau să... Cu cuvântul nu vorbește toată lumea. Vreau să mai spun două lucruri. Domnul Gomei, domnul Gomei, domnul Gomei, da. Am zis ce spuneți. Propunerea e să iau măsura, nu, măsură. Dar rugămintea, dacă face cei la Topiri și la Conțești, faceți și dumneavoastră la Valea Seacă și rămânem după ședință. Da, facem, dar eu vreau să... Vreau să alte probleme. Sunt două probleme care trebuie să facem. Problema...
alea că, așa, cine o tocmit nomenclatorul, să fii foarte atent la codurile de străzi. Eu m-am uitat aseară foarte atent la codurile de străzi care sunt trecute pe hartă. Nu corespunde codul pe hartă. Nu corespunde și s-ar putea să fie o problemă aici, dacă codul de stradă nu corespunde, codul de stradă nu corespunde cu cei pe hartă, atunci e posibil să avem probleme. Deci aici să fim atenți. Am găsit și vă spun, uitați, la strada, la strada de Măreseacă. Cu 5 străzi principale, cu 6 străzi din lalierilor, că a știut că a făcut numai o stradă. Deci v-a făcut dat așa. Dar eu n-aș știut. Dar dacă ați dumneavoastră ai știut? Dar de ce n-ai știut? Cine ai știut tu? Păi dar nu că s-a făcut o clipă, dar s-a făcut. Dar dacă n-ai știut, înseamnă că nu ai știut nici eu. Nu, dar să duci așa, că o să mai multe, dar pot să dau un exemplu. Strada care l-ai spus la Vale, din Hai-Mogălceanu, în loc de 247 câte pe hartă, e trecut în nomenclator 245. Deci, președinte, Se abține cineva? Unanimitate, condiția ca să rămânem, domnul Florescu? Da, da, vreau străzi, să am numi la străzi, de aștept. Dar rămâneți după. Dar cum să nu? Vreți să luați cuvântul? A, nu, bine, mă încurc în numi după. Așa. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul cu vehiculele nepoluante, cu cele trei, între cele trei puncte de amplasarea stațiilor de încărcare. Nu, nu. Nu, e vorba de mașini, achiziția de mașini. Achiziția unui microbus. Ne dă un microbus cu o sinistă de teamă electric. Da. Și la ce fel de priză se bagă? Electric. Noi în stațiile, da? Nu. Vai, de mine. Da. Așa o utilitate în sfârșit. Un microbus și trei stații. Doamne ajută. Doamne ajută. Dacă sunteți de acord sau dacă vreți să vă scrieți probleme. Da. Vreau să... Domnul Govec, un pic de unul... Trotineta? Domnul primar, domnul președinte. Eu sunt de acord în principiu cu achiziționarea de un microbuz electric. Dar noi mai avem un microbuz care nu știu unde este, unde l-ați ascuns acum, domnul primar? Microbuzul care stătea aici în față. Așa. La școală. La școală? Da. Și altul de la școală? La unul la topiri. Dacă nu treci pe la topiri... Domnul consilier, treceți o leacă prin un microbuz. Zici fiat. Ascuns contractele, dar nu microbuzul. Eu cred că e util și... Bine, ar fi să se fie bine. Da. Cineva să... Domnul Roșca... Dacă tot ați întrebat, domnul Florescu, referitor la stații, am înțeles că la fiecare supermagazin care se deschid acum, tot trebuie să aibă stații. Dacă depășesc un anumit număr de metri pătrați. Exact. Ei, atunci răspunsul e, dacă cumva... Nu, dar stații ne le dă, scuză-mă, da. Ne le dă oricum Consiliul Județean. Da, da. Livrăm, livrăm. Și nici nu l-am plasez aici și ai scăpat de una. Și ne dă și un max stație electric. Sunt, n-ai fost același ce zici. Ba da, nu, dar vezi că în alte, eu pasând la lor imer și am scăpat de una. Nu, n-ai cum să pasez la nimeni, că astea sunt. Alea sare comune, aze... Ei, dacă e un număr de suprafață, da. La alții le-o dați și numele. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Dar să înțeleagă lumea ceva. Vom primi un maxi taxi. Vom primi un maxi taxi. Un cărcare la priză. Electric, ecologic. Iar bun. În privința prizelor, noi am votat... Avem și prize. Avem și prize, avem, avem. Avem curent la priză, avem. Fotovoltaic. Împotrivă se abține cineva, domnul Radu. Hai, domn primar, ce faci, domnule? Să votez și eu? Nu, dar... Încarcă microbuzul, nu vezi?
Proiectul numărul 4. Cine este pentru? Este vorba de zonă degradată la topiri acolo. Domnul președinte, haideți la discuție prima dată, domnule. Hai să... Da, stai că vorbești. Proiectul numărul 4, dar nu ați fost atent. Ce discuție? Păi vă vreți înainte de a trece la numărul 4? Proiectul de hotărâre privind consolidarea unei zone cu risc de alunecare a terenului din sat Topilii. Domnul Radu, povestea. Dacă vreți, domnul Radu, inițiatorul. Deci eu mai fost odată fost. Sau unde lumea, care-i zonă? Când evenimentele se întâmplau așa. Sau unde lumea, care-i zonă? Ne dorim ca să facem, să începem un proiect de acolo, să consolidăm și malul celălalt al pârâului Regea. Vis-a-vis de ăla care consolidat. Deci de pe partea aia, am înțeles. Și cred că vom obține fonduri prin, Doamne ajută, prin fonduri europene sau din medii. Noi din bugetul local nu putem face decât dacă putem face studii de vizabilitate și un studiu geotopo care ne trebuie neapărat. Și nu să rămânem numai cu ele. Nu cred că o să rămânem numai cu ele. Și dacă la ce valoare s-a ridicat? Nu cunosc. N-avem de unde știm, noi acum inițiem proiectul. Deocamdată să-i întabulez de rea, mai multe. Despre ce este vorba? Să vă spun mai în... Deci domnul Roma a interesat. La Topilii, în centrul satului, nu s-a mai făcut de la pod exact. 50 de ani. Cred că de vreo 50 de ani, da? Iar în ultima perioadă, acolo, de lângă podul care este în centrul satului, pe partea dreaptă, în urmă, ultimii, cel puțin 6-7 ani, cam așa, în ultimii ani acum, acolo au fost și betonate. Apa curgea pe beton. Pe puțin de vreo 25 de metri, 30. Acum s-a spart și betonul, pe mijloc, spărgându-se pe mijloc, o să pată apă pe dedesubt și s-a dus și malul din partea dreaptă, care despre, să spunem pe nume, pe Prorințu, Ursarul, cum îi spune acolo, și sunt... Până la rece. Da, până la rece. Deci, la ce s-a referit domnul Radu și foarte bine cu inițiată proiectul ăsta de hotărâri, fapt, e bine să avem în vedere orice situație, o situație mai deosebită, bani la Consiliul Județean, mai greu, să dau, dar mai greu. Acum, fiind pe mediu, am putea primi niște bani. Noi acum e bine de aprobat această hotărâre, dar tot în această, astăzi, să luăm noi cu hotărâre, cu rugăminte, domnul viceprimar, domnul primar, să facă o adresă, notează, domnișoară, fac o adresă către Prefectura Județului Iași, să deplaseze o comisie care e formată din 5-6 reprezentanți al mediului, care la mediul și a prefecturii, unde ei la fața locului vor face fotografii, sigur că așa s-a făcut și în anii precedenți, și vor lua o măsură, iar acești bani vin pe mediu sau prefectura la calamități, în fiecare an sau la 2 ani, sau la 3 ani, ne are în vedere pentru o sumă de bani. Și ei dau bani în funcție de urgența respectivă. La noi e urgență de ce? S-a surpat, s-a dus betonul, riscăm podul. Să meargă mai... Riscăm podul, riscăm casele. Da. Și să ducă, nu mai fie funcționabil, dacă o să apapă de desubt. Dar în primă fază pot să dea la un proiect o sumă mai mică și după aia să vină cu total o sumă. Rugămintea ei de unde mai prindeți, mai vedeți cazul de genul acesta, trebuie semnalate din timp. Iar să știți că la toate sesizările către prefectură și la deplasările din cadrul prefecturii județului Iași, noi am avut problema primăvara râului Conțeasca și a doilea la Topilii, în zona Radu, domnul Radu, așa, s-a învățat lume, trebuie să spunem, de aia ne uităm acum, nu a aprobat Iașul, domnule, dar dacă acolo, panaintești, îi spune de 80-100 de ani, vine el și îmi spune că trebuie să aibă, să fie profesor, doctor, nu știu ce. O să susțin chestia asta. Mediu în fer, așa, nu, panaintești, așa. Și aminte să meargă, să facă actul, să începem cu data de azi. S-a luat, a dus la cunoștința Consiliului și Consiliul Local, specificat Consiliul Local, cere Prefecturii Județul Iași deplasarea unei comisii în satul Topilii, comuna Valea Satului Județul Iași, pentru o
acum o situație mai deosebită privind zona din centrul satului. Urmează un raport. Și un raport până la apoi spune despre betoanele de la pancă, vine până în facie specială. Da, da. Deci e încă o rugăminte. În cadrul consolidării părâului acolo, am apărut o problemă la tupele și zic eu, o chestiune bună. Bine, am ajuns și când faci un lucru, cât te cam ajură, că nu știi de ce vrei să faci. S-au adus niște pământ în centru satului, s-au făcut niște... Domnule, oamenii, când au văzut că au adus pământ, au mai dus gunoi acolo, dar am înțeles să o remedia. În capătul porțiunii respectivului, ca să oprim și o eventuală surpare a malurilor sau o alunicare de teren, trebuie făcut un zid din beton ca să oprim și să ridicăm terenul. Rugămintea pentru anul ăsta, domnul primar a plecat. La Topiliț s-o băga bani pentru parcuri, am înțeles, noi anul 200, s-o băga 400, de aia în cerușul, eu fost foarte revoltat domnul Florescu și poate o avut dreptate, s-a cerut bugetul. Să vedem câți bani s-o băga. Ei, din 400 de milioane, de cât să te apuci anul ăsta, faci mai puțin, nu să pune un pic la un bani. Mai degrabă facem un zid acolo de înalt de 2 metri. Baza zi, 1,5 metri, cu scări făcut ca lumea și consolidăm cu banii ăștia, facem ceva util. Eu cred că acolo firma care va fi... Nu facem prin firmă. Dacă o facem prin firmă, ne costă mai mult. Băi, cu DJ-ul tot o consultație. Eu mă refer la cei care vor consolida malul acolo. Nu, nu-i vorba din pârâng. Aici nu-i din pârâng, domnul. E vorba de... Este o porțiune unde la noi... Am umplut o bucată de râd. Ca la Conțești, ca și la Valesea, că s-a mai umplut, că a fost cu pământ din genul ăsta. Nu-i vorba, aici mă refer. Am luat discuția cu mersul și domnul Radu și domnul Florescu. Un zid de sprijin. Vreți să îndigniți pământul ăla, zi, dați o limită. Știm, e foarte bine. Vreți să-l faceți cumva regii proprii, dacă se face regii proprie, se costă doar materialul și restul se face cu oameni la 200 de pași. De asta e rugămintea mea. Banii de unii și rugămintea mea către dumneavoastră, ca în această ședință de Consiliu, din banii aia de la parcurs, să fiți de acord. Noi suntem de acord, dar trebuie să fac o mică rectificare, primarul să o aducă aici. Da, dar vă coiești afară, domnule. Da, vă aduci și eu, dar are vici primarul aici. Vici primarul și... Vici primarul se ocupă și vorbesc în primarul. Ca din banii ăia, decât să bagi 400 de milioane în ceva, care poți să mai faci și la anul câte ceva... Nu mai se bat, cum ai luat din ei? Nu-l lua nimeni din ei. Ba da. Cine-l lua din ei? Au fost 6, domnul Roșca, ai fost așa. La două parcuri, 6. Și-au rămas 4 la două parcuri. 200 concerti, 200 bine. Și aici... Câte patru lăsate și așa de sași. Așa, domnul Florescu. Nu, domnule. Dar dacă se fură permanent, cum? Da, da, lăsăm noctiunul, nu? Domnul, încadrăm așa cu banii ăștia. Încadrăm. Iar în zidul ăla nu trebuie să facem neapărat... Eu zic, poate fondurile proprii, facem un proiect și îți schimbe de nimic. Tu, DJ, vă tot pe consultat. Mai duci un miliard și el costă 500 de milioane. 500 de milioane, acum faci fondurile. E vorba de un zid de sprijin. Nu te-am ca să zici mai ieși, o să facem. Da, domnule. Da. Plătează, domnule. Facem, domn primar. Dacă se mai scrie cineva la cuvânt privind... A crezut că l-a dat globalul. Cine este pentru? Supunem la vot. Supunem la vot? Toată. Întreptăm și facem. Avem bun de excavator. Cine este? Suntem la probleme cu reine. Foarte bine. Pentru că e consultat un specialist. Probleme cu reine. Sunt multe. Probleme cu reine, da? Trecem la probleme cu reine. Vă rugăm să nu stăm prea mult la probleme cu reine, că avem problema nomenclatorului stradal și vrem să rămânem și o rezolvăm. Avem o problemă foarte mare. Nu e la probleme. Nu e la probleme. Mai e celălalt proiect care a fost suplimentat. Mă scuzați. Mai este un proiect care l-a dus domnul primar privind aprobarea. Da. Cine este de acord cu... Cu proiectul care a fost suplimentat. Cel cu apa vitală. Cel cu apa vitală, da? Toată lumea. Deci, suplimentarea, nu mă aprobat. Neapărat. Este foarte important.
Dacă e 80 sau la 20, ca să știu cum s-a întâmplat. Păi acum aflăm, să-ți întrebi, domnule. Unanimitate. Trecem la probleme curente. Profim, domnul Gomei, ce scrie domnișoara... Era bine dacă era și domnul primar aici, dar... E domnul Vizie. E domnul Vizie, așa? Eu lăsa că la ședința anterioară, după ședința anterioară, a fost un incident aici legat, care au fost implicate cel puțin două persoane, domnul secretar și domnul viceprimar. În mare am mai văzut și eu ceva, dar ne explice domnul viceprimar cum a evoluat, adică noi știm de la ce. Pentru că domnul secretar nu i-a convenit că s-a făcut comisia de evaluare pentru persoana sa. De ce, de ce nu i-a convenit domnului secretar că s-a făcut comisia de evaluare? Habar n-am. Nu știu, dar bă, e normal. Numai la OATV Alesacă nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că la toate, la mare majoritate a comisiilor, se face. Și aș trage și un semnal de alarmă în legătură cu problema asta. Domnul Nistor, nu-i mai spun domnul secretar acum, pentru că dânsul are antecedente în legătură, în materie de violență. Dânsul, cred că a uitat că în 89 a fost eliberat din pușcărie. Da, dar nici relevanță treaba asta. Doamne, el are un apetit. Sunteți purtătorul lui... Sunteți purtătorul lui... Doamna secretară de ședință, sunteți... Stați un pic, doamnă, sunteți purtătorul lui de cuvânt acum al noastră. Varianta domnului viceprimar. Nu vorbim conflictul de la comisia de... Sunteți purtătorul lui de cuvânt? Scriți acolo dacă sunteți purtătorul lui de cuvânt. Este dreptul să aibă opinie. Și dreptul meu. Nu, asta trebuie să redactați procesul verbal, punct, atât. Dar nu interfeliți în absență. Dar nu interfeliți. Nu are nicio relevanță ce a făcut el în 89. E părerea lui, face o legătură între... Dați-i voie să spună o părere. Cred că este consilier local, are dreptul să spună o părere. Noastră v-ați mai exprimat în sensul așa, sunteți purtătorul de cuvânt, fără drept. Nu aveți voie, noastră redactați procesul verbal, bum, atât. Nu interfelez, doar spun. Doar spun. Dar de unde... Dacă a făcut ceva, pentru ce a făcut acum... Aia, asta vreau să atrag atenția și toți colegii să fie atenți la așa cum... Așa, pentru că dânsul este o persoană violentă. Nu este o persoană violentă. Ba, da. Nu a văzut niciodată să fie violentă. Domnul președinte. Ba, au demonstrat în mai multe rânduri. Nu așa și cu... Din Consiliul Local, cunoașteți... O demonstrat și cu oamenii care au venit și oameni. Doamna secretar, vorbiți cu noi. Noi vorbim între noi. Vorbiți către noi, câte președinte, de ședință. Vorbește către noi, câte adresați. Deci am spus că dânsul are antecedent în legătură cu problema asta cu violența. Am și dovezi, am oameni care au venit cu anumite probleme și au fost... bruscați, loviți, nu vorbesc din burtă, eu vorbesc din cei ce știu, din cei ce mi-au spus oamenii. Așa. Și aș vrea să ne spui, de asta am șerit acolo, să ne spună domnul Radu, cum ai luat lucrurile atunci. Am putea să chemăm un picuț și pe domnul primar, când are nevoie din noi, da, are nevoie din noi să aprobăm, dar când sunt discuții, incidente care duc departe ideea de autoritate publică locală și de instituții, dânsul a plecat. E păcat că a plecat. Știți ce ați uitat să spuneți? Că există un fost angajat al primăriei Valea Seacă, care a plecat de aici, care are un proces pe rol pentru abuz, lovirii. Păi tot, n-am vrut să-l menționez eu. Este un proces pe rol. Se judecă pentru aceeași situație. Eu pot să-i dau exemple cu oameni din sat care au fost bruscați, loviți de către cel care ar trebui să le rezolve problemele. În special, domnul secretar, ceea ce se întâmplă doar la primăria Valea Seacă. În altă parte nu se întâmplă așa. Sunt
Sunt cazuri izolate, dar la noi se repetă. Așteptăm să vină și domnul primar aici, pentru că din informații... Problema asta a indicat-o că trei persoane au fost la față. E o problemă foarte gravă, o problemă foarte gravă și riscă să devină și mai gravă dacă noi tăcem din gură, nu spunem nimica, ne mulțumim să luăm bătaie și... Da, ne mulțumim să luăm bătaie și merge înainte, lasă că s-a întâmplat sau nu știu ce. A avut o scăpare. Da, s-a scăpat mai multe ori, nu știu dacă cu el sau... Eu aș vrea în ideea asta să mai aduc la conștiință o înregistrare care este din Consiliul Local, o discuție contradictorie între domnul Radu și domnul secretar, tot așa legat de intervențiile și de opiniile personale ale domnului secretar în ședințele Consiliului Local și în care domnul Radu este filmat, îi spune că, domnule, inclusiv mă ameninți cu bătaia. Și domnul secretar confirmă, da, pentru că meriți. Deci este o filmare. Deci și nici după două luni de la această discuție apare un incident pe care ne-l descrie. Domnul primar, haideți să discutăm și situația legată de incidentul creat la dumneavoastră în birou între domnul viceprimar, domnul secretar, dumneavoastră de față. Spuneți-ne, știți că totuși e o instituție aici. Dacă s-a întâmplat, noi doar avem discutăm și avem oarecare păreri. Cred că asta nu e problemă din Consiliul. E problemă. S-a întâmplat în birou la dumneavoastră. Cum ați văzut dumneavoastră problema atunci? Ce s-a întâmplat? Dacă s-a aprins un pic spiritele și atâta tot. Ce pot să fac? Eu am să mai completez aici, că am pus și în ședința din Consiliul Local, am întrebat dacă există comisii de disciplină la nivel de primărie. Cum nu există și există la nivel de prefectură, tot ce discutăm aici și trebuie să veniți cu dovezi, cu hârtii și faceți un raport, o solicitare la comisie de disciplină privind toate situațiile create în instituție care sunt și de Consiliul Local, pentru că domnul viceprimar este dintre consilieri și în instituție n-ai voie să te iei să dai o palmă sau să te iei să-i dai un șut în fund. Sau chiar brânceală. Dacă, pentru că ține de, avem domnul secretar ce statut are. Nu, dar știți că viceprimarul este un funcționar din noi votat. Și noi avem interesul să ne reprezintă în reprezentantul prefecturii în domnul viceprimar, cum zice doamna consilieră, o adresă adus la prefectură. Deci, haideți să... Deoarece domnul secretar nu este, nu aș putea să spun prea multe lucruri, dar pentru că eu și domnul primar sunt aici, pot să vă spun cum s-a întâmplat. Tocmai. Deci, întrebarea a fost despre un salariat care l-am întrebat, ca în fișa postului, dacă vreți, am documentat, răspunde secretarul de el. Deci el lucrează pe tractor, dar răspunde secretarul de el. Așa e la Oatea Valea Seacă. Da, așa s-a vrut. Fișa asta de post este trecut prin Consiliul, pe la jurist, pe la toată lumea. Nu este ceva care a apărut din nicăieri. Și l-am întrebat, știți ceva de domnul Putare? Și așa el nu a zis nimic. A plecat. Și m-am dus și îl întreb pe domnul primar, pentru că avem chiar o lucrare, avem lucrare la școală, care vreau să o termin. Și m-am dus la domnul primar, să te-am divorțat cu tine, băi, și da, uite, la mâncă, care e o problemă, mă rog, problema care a fost. Vine pus în masă, vine și spune, îți crăp capul, nu știu ce, și primarul s-a băgat între mine și el. Faptul că s-a băgat nu înseamnă că domnul Nistor nu a fost violent, nu? Atunci am sunat la 112, când am vrut să escaladeze conflictul, și asta a fost toată treaba. Dacă vreți, mâna pe noastră, au pus mâna pe noastră, v-am împins, vă... Nu mă împins. De ce să spun că mă împins? Nu mă împins. Mi-a creat o stare de panică, bineînțeles, cred că apă, știindu-l că, cum spui și tu, el a mai avut probleme. Un om care a avut probleme, poți mai aibă, nu? Am înțeles. Și domnul primar s-a interpus între dumneavoastră și el. Dacă aveți altă variantă, domnul primar, spuneți. Nu, exact ce a spus dumneavoastră la început, e bine să fie ambele părți. Nu, dar dacă eu am spus ceva care nu a fost, e real, nu? E real ce a spus eu? Da, eu m-am băgat în lumea asta ca să aplanez
treaba? Atât a fost o treabă. Da. Nu trebuie să faci de treaba. Ba nu, dar din treaba asta trebuie făcut. E, pentru că aici așa... Dar sunt în cauți. Domnul primar, nu te supărat. O mai fost un incident într-o intersecție și nu, am aplanat. Nu ne-am agitat și am mers băieți liniștit. Dar aici când se întâmplă în primărie, trebuie să ne implicăm. Știți? Ați înțeles ce am spus. Da. Tocmai. Da, acum vreo 4-5 ani. Știți? Nu, no, dar ca idee, așa. E bine să colaborăm, să facem, să fie treaba bună, pentru că e singurul punct al nostru cu primăria, legătură viceprimar. Și nu avem nevoie ca secretarul să fie. Pentru că era scris la cuvânt, vreau să-mi continui. Domnul primar, ați pus camere de la vedere. Da. Dumneavoastră, v-ați uitat, v-am mai întrebat și ședința trecută și mi se pare că și aia la altă. Pe camerele la vedere, vă uitați din când în când sau... Bineînțeles. Da? Are, da. Și atunci înseamnă că puteți să, îmi spuneți, cel puțin la râpa bisericii, la coada râpii, așa, cum a ajuns acolo depozit de gunoi și gunoi proaspăt, dumneavoastră, acum aveți camere și trebuie să ne spuneți, exact, dacă v-ați uitat și știți, puteți să-mi spuneți și cine duce acolo. Am obligare. Da. Știți? V-ați nu uitat? Nu cine o duce, dar să mă uit exact ce... Dar nu trebuie să vă uitați. Aici, deci, problema la coada râpii, la râpa bisericii, dar din coace, la Ruja. Acolo aveți și acolo cameră. V-ați uitat și acolo, că nu ai pitat câmp acolo. Acum știți, este vorba aia, dacă am cheltuit aproape 3 miliarde în camere și nu la utilitate. Dați-le jos, domnule. Vreți să vă aduc? Tot noi facem asta. Vreți să, cum să vă zic, să vă aduc contractul sau să vă aduc valoare? Nu-i problemă, dar nu am nici mai zile. 79 de mii, deci nu mă duceți la 3 miliarde. Eu așa știu, dar aduceți contractul. Doamne, a spus, dar nu, e făcut mai mic contractul, e făcut cum e făcut. Doamne, dar îți eficiente, îți eficiente. Dacă insistați. Voi insistați totdeauna, pentru că nu s-a făcut nimic. Domnul Ghici are și o tabletă și are tot programul acolo și vă arată exact ce vreți. Domnul, a fost o propunere, pentru ca să vedem toți în timp real. Și așa, a fost o propunere data trecută, ca să dați... Generați un link. Da, generați un link și să știe toată lumea. Domnule, nu vedeți dumneavoastră că nu aveți timp, poate aveți alte preocupări. Eu vă înțeleg, sunteți primar și aveți multă mai multe preocupări. Dar dacă vede XY, vei cu tare să veniți în fiecare zi, dumneavoastră, în birou. Nu, eu nu sunt angajat la primărie, domnule. Dumneavoastră, dați mic-ul, nu încercați să o... Domnul primar, dumneavoastră prin ceea ce spuneți dumneavoastră acum, vă eschivați și nu vreți să aflăm cine duce cu noi. Cum am eschivat? Dacă nu vreți. V-am, într-adevăr, nu ziceam. Vino, domnule, știu, uite. Nu, domnule. Domnule. Haideți, domnule, dați link-ul, faceți-l public, domnule, să-l vadă toată lumea, să vede, domnule, și atunci o să vedeți că dispar, nu o să mai fie, nu o să mai fie. Să fac un HCL, ca să nu fie probleme. Dumneavoastră, îl aprobați și dăm link-ul și dar nu trebuie să aprobe nimeni, nu primar, chestiunea asta. Ăsta trebuie pus la vedere. Domnule, ăsta e public, domnule, e public, cu cine face camera aia acolo? Problema că s-au cheltuit foarte mulți bani și n-au nici prefect. S-au făcut nicul mai, asta e problema, nu e problema. S-au la fel nicul nicul mai domn primar. Acum vreau două ori. Nu care te-a stăcat un nou asfiență. Și nu găsiți ceva și nu amendați ceva. Întopine acum două zile să vedea domnul ăla că are probleme cu gunoaiele exact în vecinătatea lui acolo. Deci problemele este pisitor, nu numai la... Eu voi spune în felul următor. Deci, legat de problema discutată de dumneavoastră, cel mai corect este să puneți link-urile pe site-ul primăriei. Vă ajută cetățenii să găsească că asta e eficiența, să depistați cine adună gunoaie, că altfel camerele de ce spuse, de design? Nu. Pentru asta. Atunci dumneavoastră... În primul rând ați zis că și pentru altă. Deci dumneavoastră puteți ajuta, populația poate ajuta să vadă și să vă înștiințeze. Da, mă chiar. Domnul Șar, vă spun eu cum se poate face. Dați o dispoziție să ocupe
inspectorul cu situație de... Da, este! El nu a fi tras la răspundere, domnul primar, că noi sunteți angajat primar. Domnul președinte, domnul președinte. Propunerea care a fost cu Licu e cea mai sigură și cea mai bună soluție. Nu, așa nu duce ca și până acum. Tot exact același rezultat. O să vă fiecare zi să vă uitați, nu așa. Nu, dumneavoastră. Trebuie să vă uitați. Nu vreau eu, domnule, dar tot cetățenii au, vor avea Licu și sunt cu Licu. Auziți, chiar... Poftim, domnul Radu. Zic eu că domnul primar o să facem un proiect de hotărâri și bine așa, pentru că n-avem nimic în botez. Pentru că facem un proiect de hotărâri și dăm link cu public. Pentru că spune doamna Elena că nu e nicio problemă. Ba, poate fi peste 20 de ani de o problemă. De ce să fii în spatele lui? Când poate să fii în spatele nostru? Dacă considerați... Da, intră pe Google Maps și intră pe camere video Pașcani, toate camerele le accesezi când vrei și da. Dar nu știu dacă m-a fost pe Google Maps. Îți arăt eu pe Google Maps. Foarte bine i-a spus, dar eu am spus că se ia link și vadă toată lumea. Da, așa face. Plus că trebuie să aibă cineva o responsabilitate și o dea scris cu toată dispoziție. Camerele astea sunt făcute din bani publici. Publicul trebuie să beneficieze de așa ceva. Altă problemă pe care vreau să o ridic, au apărut iar probleme cu câinii hoinari. Veșnica problemă care în cel puțin, eu vă spun, o să vă spun chiar, păi ați făcut treaba pe jumătate, domnul primar, ați făcut treaba pe jumătate. Și v-am spus la timpul respectiv că ați făcut treaba pe jumătate. Nu s-o luat toți câinii și nu s-o luat aia care generează. Cu tatăl, îi facem împreună. Eu văd că totul e asupra mea. Dar nu asta vă răspunde, domnule, de asta nu suntem noi primari, nu suntem. Dar când dai parcursul să ai rămas ca primar, nu, v-ați asumat. Și dacă eu, domnul primar, acolo dacă luați aia care generează, care produc, așa, se termină problema. Domnule, eu luat căței, eu luat, și nu i-o luat, nu i-o luat pe toți, omeni, și-l lasă. Dacă de ce nu păi dacă îmi permiteți să suntem conștiți de cauză, să vă spun eu ce presupune a lua un câine de pe teren. Nu poți să iei pe toți. Eu sunt în cunoștință de cauză că am fost implicat în chestia asta. Pentru că îl tranquilizez. Până îl tranquilizez, nu-l mai prins. Și... Am înțeles. Procedura e complicată. Bun. Dar prin 1, 2, după aia nu mai poți gândi. Pentru că la rândul lor ONG-uri au făcut anumite modificări legislative și s-au luat niște măsuri. Sunt, auzi? Domnul, vă răspund eu. Atâta timp cât sunt atâtea mijloace în Comuna Valea Seacă, primăria chiar nu mai este dispusă să închirieze tractor sau că avem destul de lucrări și nu ieșim la combustibil. Am întrebat. Eu spun că sunt atâtea tractoare care orice problemă se poate rezolva. Iar la Comuna Valea Seacă nu avem cum să închiriem tractoare pentru persoane. Deci abar n-au băut. Eu am spus că sper că la ședința următoare ne aduce situația. Nu, terenul de la Han, situația cu cei care au terenul acolo, care vi le-am spus și care au... Bine, domnul Florescu, domnul Florescu. Ultimul care i-a cuvântul domnul Florescu, nu știu. Domnul primar, noi vorbim despre aceste camere și am cheltuit bani, da? Da. 100%, duceți-vă la primăria Pașcani, sunteți pe aceeași linie politică, cereți-le lor soluția, cum au făcut, să aibă online. Și haideți, auziți, credeți-mă, dacă mai reușiți să puneți măcar 300 de lămpi de astea cu LED, adică care ne luminează, la propriu și la figurat, în comună. Și dacă reușim să facem Valea Seacă online, să știți că eu mai realizare pe anul ăsta, domnule. E foarte simplu. Domnule, lasă, ți-am măcar testat. Păi, domnule, să facem, e mai simplu, e o simplă diligență.
Nu putem să punem, am pus, și dacă treaba o să fie cu feedback pozitiv din partea comunității, o să vedeți că mai aprobăm încă pe astea. Să ne vedem non-stop, domnule, la TV. Cau pe telefon de acasă, nu uităm. Majoritatea trebuie să bată mai mult în domeniul public. Doar 25% spune legislația. Depinde și rezoluție. Deci, dacă nu vezi, deci, firma care ne plătește legislația. Dacă camerele sunt foie, pot fi configurate să poți accesa link-ul cu IP-ul. Dacă nu, nu. Vom avea camere în felul ăsta. Deci, nu e vorba de link. Facem Valea Seacă online. Da, nu, dar asta v-am spus, domnul consilier, mă duc la Mașcan, pentru că văd o cale juridică, să nu intrăm așa la... Dar ce intrăm în ce? Că doar filmați pe drumul public. Dacă am avea aici cineva să spui voi, uite, întrebați-o pe doamnă șoara juristă, făcând... Domnul Radu, întrebați-o dumneavoastră. Vă spun eu, la Mașcan s-au pus 4 camere care urmăresc peroanele și de pe pasarelă și de pe peroane. Oricine poate intra, de IP. Deci nu trebuie. Este un Consiliu de Administrație, acolo hotărâri. Noi ești și dar noi și suntem aici. Consiliu local. Nu, deci Consiliu local, domnul. Cel foarte bine a spus. Să se informeze. Domnul Vici se duce astăzi sau mâine. Nu, poți mă informez. Nu, la pas. Să informez, ca să știi partea legislativă. Așa vorbim în baza să fie ultima chestie. Este nevoie să facem o hotărâre. Oameni buni, baze legale există. Hai să facem treaba să... Dacă este... Și de acolo rugăm cetățenii să se sesizeze pe panel. Ei, contracte de concesiune pot să nu este clar, dar mai vrea domnul Roșca. Deci, ca să completez la ce a spus domnul Forescu, că dacă mai luăm 300 de lei, e foarte bine, dar haideți să facem programarea să aprindă becul în funcție de cum tunică și cum facem neață. Ia automat, nu știu, deci să facem fizicii. 3.000 de lei costă o chestie de aia. Poți să o iei. O mai fost chestia asta când era domnul Roman primar. Cred că sunt 9 sau 10 transformatoare de tot în comună, nu? Cam așa. Dar la două am pus. Da, deci asta e pentru, în primul rând, să fie facem într-adevăr la consum, da. Când lumea ne vede că s-o cam slupit imaginea. Da, și al doilea lucru, haideți să contactați cine colectează gunoiul și să treacă la program de o dată pe săptămână, întrucât au posibilitatea și ei vinerea și joia lucrează nici 50%. S-au luat angajamentul. Vă garantez și vă amintesc că au spus că după ce ies din iarnă o să trecem și noi la... Da. Pentru că tătărușul același 4,74 lei se ia de 4 ori săptămâna. Se ia fiecare lună. Săptămâna. Al dată și 5 ori ziua de luni, într-o lună. Și să ne se ia și nouă ăsta. Cum? Da, eu azi am vorbit. Să se programeze ei ca să nu... Dar mi-ați promis de anul trecut din vară. Nu, dar... Dar ei au zis că după ce și iarna am vorbit. Și eu am promis, de atâtea ori am vorbit. Și cum? Și vă ignor așa, dar cum? În altă parte, dar și cu ei. Unde e domnul Roșca să ia cu noi în fiecare săptămână? S-o văzut cu sașe pe rută. Sigur? Sigur, dar e întotdeauna. La hei, și verificat eu, problema. Da, s-au văzut cu Sașa în căruță, acum nu ne mai bagă. Domnul primar, puteți face un proiect și mitem asta. Moți ca să ia tot așa, la Stolnicene. Moți ca să ia fiecare săptămână în ce mult. Nu știu de alții, de Stolnicene ia tot cu Gereximul. Ce știți? Toată zona e. Toată zona. 5 minute vă spune. Doar nu mă emenajer. Că nu cine știe ce. Ați spus foarte frumos, într-adevăr, avem probleme mari cu gunoiul. Și nu numai noi. Dar vă spun, cred că singura noastră modalitate de a scăpa din gunoi și de a face ca să nu plătim atâția bani la gunoi din bugetul local ar fi să mai vorbim și noi cu cine îi cunoaște, colegi, pe voi nu aruncați. Dacă vă vine mașina la poartă, de ce nu arunci de un râpă? Dacă vă vine cu tare, de ce nu faci așa? Trebuie să mai luăm tomberoane. Tomberoane. Le-am fost la o ședință, domnul primar, va veni anul ăsta și-au propus un proiect care vin cu fiecare... Trebuie de insistat pe colectarea selectivă. Consiliul Județean? Consiliul Județean. Doamne ajută. Da. Dar până atunci, gândiți-vă că noi trăim unii cu alții. Oameni serioși aruncă sticla... Păi când o să știi că îl vede din spate camera, nu mai aruncă.
Trebuie insistat pe colectarea selectivă, pentru că asta aduce și bani. Că îl văd toți, toată comuna. Sau zeci care sunt. Ați spus cel mai bine să ne căutăm, să ne informăm. Haideți acum, tot domn primar, să facem invers, să încercăm și să presăm pe toți să-și plătească gunoiul, să încercăm să-și plătească taxe și impozite, că am văzut la Consiliul Județean că în funcție de comunitate va mai primi. Și dacă vă, și nu numai că am trimis hârtii, că au început să umple frigiderile. Deci, dacă vreți restanță la plătitul impozitelor, sunt Valea Seacă și Consești, tot bine să învați. Dacă vreți așa, pe fără supărare. Dar problema este în felul următor. Și noi, să vedeți dacă avem de la cine la impozit, pentru că sunt oameni care nu au bani. Mai, dacă vă spun și acolo, topul și stăținii, că am și-o hârtie. Îți valoare, VIP-uri, domnule. Dar îi trimiteți populație și putem face trimit. Dar sunt, au salarii, au servicii. O bagă cu 10 milioane cât ea, își plătește în ianuarie. Și ei au trebuit băieții mașinile pe mama, pe bunica, și are bunica 80 de milioane de dat. E, aia într-adevăr, sunt și persoane trebuie să care au un mic, când domnule, mai trebuie să mai domnul, domnul Vici și domnul primar, dar domnul primar, când mai faceți la sfârșitul anului, un pic domnul Iladi, domnul Iladi, când mai faceți la sfârșitul anului proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale, să scoateți de acolo punctul ăla unde scrieți cât concesionat sau dați, închiriați cu o oră 50 lei pe oră utilajele primării. Că cetățenii să știți că au proiect de hotărâre în care noi am aprobat lucrul ăsta. Foarte bine, că eu nu sunt de acord să-l închiriem, dar scoateți-l din proiectul de hotărâre. Deci eu nu sunt de acord să-l închiriem, pentru că aveți atâta treabă aici, dacă se vrea, să fac cu ele și nu are și devine și o discriminare. Unul mai limbut o lea că vine și o închiriază și pentru ce? Deci, eu nu se închiriez. Dar scoateți-o din proiectul taxipot. Că an de an introduceți acolo chestia asta. Și știți care este problema, îl închiriază doar câțiva așa din... din jurul... Sinecuri așa din jurul primăriei. Domnul Ilari, mai des când vrea să... Da, nu știu dacă se mai spune ca înainte la primăria Valea Seacă. Eu am fost martor. De două ori am fost martor. Dacă vin ziua o foaie, ceva de aici și se ia, nu trebuie să-mi plătesc când îi datorii ca să mi se evită ceva? Așa se plăcea, dar înainte se plătea. Eu am fost de față, s-o emis fiscal, cu datorii de 36 de lei. Ascultați-mă de mine, că era mai bun la consilier, deci vă spun care treaba. De asta nu se strâng bani aici. Ai nevoie de ceva, îi plătești datorii și nu știu dacă se mai procedează pe mine. Domnul Ivan, nu să facem dacă nu-ți vorba de taxe și impozite. Taxe și impozite, ai plătit. Spun ceva. Acum nu am discutat că consider ca persoană fizică. Motivează-mă să-mi plătesc impozitul ăla. Mai e cineva? Prea, nu și-o trage. Atunci, de la închisul ședința de astăzi. Ce-am spus.